Este foarte sigur, foarte sigur. Hei, salut, sunt DJ Green Sound și încă o dată bun venit la Frankfurt, Germania, ProLight & Sound 2018. Încă o nouă zi. Ayrton produc multi head-uri de calitate. Lumini de calitate. Cum ar fi să avem un braț motorizat la evenimente și să înclinăm unghiul? Două brațe. Două brațe ne trebuie, da. Eu am nevoie de mai multe, recunosc că ale mele sunt mai grele. Da. Încă un prieten din România lângă mine, Florin. Florin de la Timișoara. De la Timișoara. Deci dacă vreți DJ de la Timișoara, apelat cu încredere la serviciile Florin. Tot aici vine și studiați. Veniți la Frankfurt, că credeți-mă, merită. Bine, o să apară mai târziu Sternă Frankfurt, dar vedeți pentru la anul dacă vreți să veniți. Da, da. Deci Florin studiază, este un lucru foarte important, un lucru pe care un exemplu pe care trebuie să-l ia toți muzicienii DJ-ii, da. să se documenteze, să vadă exact ce le trebuie. În principiu, dacă vrei să avansezi în meseria asta, trebuie să te documentezi tot timpul. Și iar târgul de la Frankfurt e un prilejul foarte bun pe care... Exact, eu de-aia zic, tocmai ce spuneam, că Florin este unul din categoria bună, din categoria profesională, care vine și studiază. Mă simt plantat, da. Și eu sunt foarte încântat că m-am întâlnit cu el aici la Frankfurt, da, da. Încă un coleg din România. Poftim? Für mich wäre das auch genial, ja. Eleni Hit, Digico, niște mixere practic din varianta SF. Asta pentru că au și un preț. Cred că cel mai ieftin mixer de la Digico este cât e, Nicu? 20.000 de euro, nu cred, cel mai ieftin. De la 20.000 de euro, în sus, ca să faceți o idee. Sunt pentru evenimente mult mai mari. Bine, se poate folosi și la evenimente mai mici, dar sunt prețurile cum sunt. Nexo, un alt producător de echipamente de sunet, bineînțeles din liga primilor 10 din lume, din punctul meu de vedere. Nexo. Arată foarte bine. Este un sistem de sunet tip la NRA, cu doar un bas sau? Da, doar un bas. Și, de fapt, un subwoofer, un bas și încă 3 sateliți. Sunt și alte modele aici pe care le puteți vedea. Standul HK Audio, producători din Germania. Lângă mine aici este un bac. Îi spun că a fost folosit 13 ani în turul Iron Maiden. Și arată așa. Dar încă se prezintă bine. Și acum 13 ani cei de la HK foloseau mufă de alimentare PowerCon, ceea ce e foarte bine. Kadak Fire. Un mixer foarte interesant, foarte bine lucrat. Nu știu multe despre ei, dar o să mă interesez. Uitați-vă câta ecranul și ecranul acesta este cu touch. Se poate folosi touch. OZN-ul, SF-ul. V-am arătat că cei de la UNCA, adică sunt spanioli, mi-au plăcut cum sună. Puteți să vedeți sateliții la NRA de lângă mine. Am și schimbat câteva informații cu domnul reprezentant de aici și o să-mi trimit mai multe detalii despre aceste echipamente. Mi-au plăcut foarte mult și bașii, foarte compacți. Lui Nicu îi plac bașii, a dublii de 18, mie îmi plac ăștia, sunt mai mici. Chiar dacă pun mai mulți, tot acela. Eu vreau big stuff. Așa. Și sunt echipamente, de exemplu, acesta mi-ar plăcea pentru un... Pentru evenimente mai mici, parte de DJ, cred că ar fi extraordinar. Puteți să vedeți cei 4 sateliți mici și 2 bași. 2 bași de 18. O să aflăm mai multe detalii. Poate o să am ocazia să
poate o să am ocazia să probez bine aceste sisteme și de ce nu să devin un dealer de la Unca, dacă sunt într-adevăr de calitate. Dar până acum mie mi-au plăcut cum s-au prezentat și cum sună. Asta este foarte important. Sunt la standul Sparkular, o inovație în industria evenimentelor. Să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat la noi în România, în colectiv. Sunt niște artificii foarte simple, de fapt nici nu sunt artificii. Puteți să intrați pe Sparkular și o să vedeți mai exact ce fac aceste dispozitive. Văzut, sunt 100% sigure, practic nu au flacără, pot să pun și o bucată de hârtie și acea hârtie nu va lua foc. American DJ, poate unele dintre cele mai rentabile și foarte ok, fiabile, echipamente de lumini. Cam așa arată standul celor de la American DJ. Cum ar fi ca această lumină să o ai la evenimente? Este la, de la Brite. Sunt în standul BSL. W LED spot. Au niște moving head-uri de calitate. Îmi place foarte mult acest beam. Știu că are un preț foarte bun, de aceea o să trebuiască să vorbesc cu ei. Aș vrea să achiziționez 4 bucăți din acestea. Foarte interesant, deci se poate controla printr-o aplicație de telefon, exact ceea ce caut, pentru lumini arhitecturale. And here, it's possible to charge with the power cord, no? Deci se poate încărca cu power cord în această cutie. Foarte, foarte interesant. Connect the cable and your... And the battery how long? 8 hours. Deci durează 8 ore, super bine. Only with water. Only with water, yes, yes. Deci numai cu apă funcționează această mașină, este ca o mașină de fund greu care funcționează cu gheață carbonică, dar numai cu apă. Uitați-vă la cât de interesantă poate să fie. Ia uitați-vă, deci folosește doar apă. So you fill these three tanks for in the first time with 10 liters of water. These are the devices which they are vibrating in ultrasonic speed, so they cause the water drop surface to drop into to break into droplets. Yeah, I understand. You know? Ia uitați-vă! Este foarte sigur, foarte sigur, cei de la FOS Technologies produc și așa ceva. Foarte interesant. The other one has colors. Yeah. It's beautiful design. Yeah. And this is the classic single color. And now it's heating up. And the difference of the power? I think it's the same approximately, it's 1500 watts. Yeah. Silvio Bătafă de la Einstein Pro Line, el vine de câți ani din Silvio? De 16 ani. Deci dacă vreți produse Danley, dacă vreți produse de cea mai bună calitate, Full Fato, de exemplu, l-am luat de la Silvio și niște amplificatoare foarte bune.
Dar să nu uităm mâna dreapta lui Silviu Vătapu. Nadia. Bună, Nadia. A, mulțumesc, Tite, că m-ai cazat aici în, la tine în Frankfurt, că na, n-am avut, auzi, cred că mă și suni. Ok, intrați pe canalul Green Sound Music Production, abonați-vă, toate cele bune! Green Sound. Green Sound.